Ce vreau să vă spun? Prin natura activităților pe care le desfășor, umblu cam prin toată țara. Eu lucrez în domeniul automatizărilor, facem proiecte și participăm la punerea unor proiecte de reprezentare, de rețele, de organizare. Dâmbovița, Ușoara, Dealovița. Și am văzut cum un astfel de proiect începe de la zero și se duce până la final. Am văzut cum aceste proiecte au un impact major asupra vieții cetățenilor. Și știu cum aceste proiecte încep și cum se derulează și cum se duc la final. Aceste lucruri nu se întâmplă în acest mod și în orașul meu. Mi-aș dori ca să am un oraș în care să răspund cu plăcere, să nu se rupă producție de mașini în gropi, în șanțuri, deoarece aceste proiecte trebuie gândite de la A la Z într-un mod unitar. Adică nu te-a pus să asfaltezi, după aceea să faci și să faci țara de canalizare sau de apă. Aceste lucruri trebuie făcute gândit, trebuie făcute programate și proiectate astfel încât să nu se cheltuie nici banii inclusă, că banii sunt puțini, deși unele proiecte se fac cu banii europeni, nu se zic că dacă vin banii în afară, nu trebuie să îi gestionezi cu banii, este adevărat, dar banii trebuie să gestionați și cheltuiți în multe chipzuințe. Altă problemă pe care am identificat-o în discuțiile cu cetățenii este transparența și onestitatea funcționarilor din administrația locală. Dar nu se prind foarte de aceste atitudini care nu sunt corecte față de cetățenii. Cetățenii ar vrea să aibă mult mai multă încredere în primărie, să meargă cu deschidere, să meargă cu curaj și cei care sunt reprezentanți, să marește pe ei, să le rezolve problemele. Nu se tratează cu indiferență, nu se tratează cu lipsă de respect. Și ne-am propus ca, dacă voi câștiga privirea voastră, să cetățeanul să fie tratat cu foarte mult respect și să rezolve problemele punctuale de care am nevoie. Aș vrea să mă duc într-un proiect de suflet legat de, în rând de mediu. Eu sunt un îndrăgostit de mediu și natură. Îmi place foarte mult folosirea. Mi-aș dori, în acest punct de vedere, să rezolvăm o problemă care, deși este o directivă europeană, care obligă România să implementeze colectarea selectivă a deșeurilor, încă nu se aplică și nu știu de ce. Așa să mă implic în această problemă, să o duc la capăt. Poate știți, încă nu știți. Colectarea selectivă a deșeurilor se face în proporție de 1% la nivelul țării. Acest lucru mi se pare foarte incorrect față de cetățeni care au pus această problemă, își doresc să facă lucrul acesta. Am discutat cu oameni din administrație și instituțiile publice care își colectează, pentru că sunt obligați să-și colecteze deșeurile selectiv, însă nu au ce să facă pe firmele care colectează aceste deșeuri, până la așa, pe un peron și mai departe. Și domnule Răgan, vă mulțumesc foarte mult.